Cum este corect să ne adresăm părinților noștri? Tu, matale, Dumneata. Părinților este bine să ne adresăm cu matale, Dumneata. De ce? Să medităm împreună. Atunci când ne adresăm părinților matale, Dumneata, evident că manifestăm o atitudine de respect. Când spunem părinților tu, sigur, în aceste cazuri, noi uităm diferența de vârstă și dorim să fim egal cu ei, ceea ce nu este corect. Astăzi copiii vor să pară mai deștepți decât cei vârstnici, însă uită că înțelepciunea vine odată cu anii. Dacă cunoști multe limbi și posezi calculatorul, încă nu înseamnă că ești mai înțelept decât o bunică de la sat. Știați că în Biblie este indicată o poruncă pe care, dacă o vom respecta, ni se făgăduiește că vom trăi mulți ani și vom fi fericiți? Interesant, care este această poruncă? Să deschidem Biblia la cartea ieșirii capitolul 20, versetul 12 și să citim. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți fie bine și să trăiești mulți ani pe pământ. Păi e bine să știi că așa cum te comporți tu față de părinții tăi, așa se vor comporta și părinții tăi față de tine.